Episcopul Romei, care a fost
Conexión 12, tardidați din 5 continente, a trecut acele veșnice, a fost ridicată data de fericit și acum ce simt și sunt al bisericii. Cu mare onoare și cu mare obligație de pe care sigur îi mulțumesc lui Dumnezeu. Îi mulțumesc pentru acest dar al preoției, preoția de la care se vor împlini 30 de ani în luna septembrie, aici, în orașul nostru, cea mai mare catedrală în piața Libertății. Și apoi, darul episcopatului despre care am vorbit. Prin bula de numire, Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea învăța și un moto. Baptim Psalmul 125. Vi confidu in Domino sicut mons Sion, in eternum non comovebitur. Aceia care au încredere în Domnul sunt precum munții Sionului. În veșnicie nu se vor îndoi, nu se vor cutremura. Încrederea Domnului ca și lumina a vieții de păstorire. Îi mulțumesc Domnului pentru acest an și mulțumesc tuturor celor care i-au fost aproape în aceste ani de păstorire. Și vreau să-i mulțumesc Domnului și pentru Sfintele Sacramente administrate în acest răstimp, 8.419 liturghii, 92 de suflete botezate, 43 de suflete unite prin căsătorie, 102 preoți hirotoliți și 65 de biserici care au fost binecuvântate. Vreau la acestea, în mod particular, dar am trecut, scuzați-mă, în mod particular, au fost 6 biserici binecuvântate și 3 altare de asemenea binecuvântate prin voia Domnului Dumnezeu. Mulțumesc încă o dată tuturor împreună slujitorilor, pentru că preoții sunt, de fapt, prelungirea mâinilor episcopului, prin parohii în teritoriul eparhiei noastre. De asemenea, mulțumim persoanelor consacrate pentru rugăciunile lor. Mulțumim tuturor celor care se preocupă de învățământ. Mulțumim pentru rugăciunile dumneavoastră ale credincioșilor, pentru rugăciunile copilașilor, făcute de Dumnezeu. Mulțumim Dumnezeu și atât cât Dumnezeu va vrea să mai fiu aici la câmpa acestei eparhii de Dumnezeu binecuvântată și sub binecuvântarea cardinalului nostru, fericitul arhiereu Martin Iuliu. Vă asigur că, din partea mea, în limitele puterilor umane, doresc în continuare să mergem împreună pe drumul acesta al mântuirii. Pentru voi sunt episcop, împreună cu voi sunt creștin, spunea Sfântul Augustin. Deci să mergem împreună, așa cum frumos era modul la vizitații din Germania din anul trecut. Vă mulțumesc tuturor și vă rog pe Dumnezeu să vă